care o transportă într-o mașină va pleca în acest moment către IML. Ar fi de precizat că acesta a fost primul pas pe care trebuia să-l facă anchetatorii. În primul rând s-au luat victimele, s-au transportat la spital. Pasul numărul 2, persoana care a decedat a fost scoasă dintre fiarele contorsionate ale automobilului, iar în acest moment va fi ridicată și mașina, dar și pasarela, astfel încât traficul pe drumul național 1 lângă Tângăbești să fie reluat, pentru că este un haos în trafic, Melania. Nu se poate circula nici înspre București, nici dinspre București. Sunt hoste kilometri întregi, trec câteva mașini la câteva minute. Este într-adevăr un trafic de coșmar. Vorbeați foarte bine, în scurt timp au fost eliberați, au fost scoși oamenii de pe pasarelă, pentru că imediat după momentul accidentului, o groază de oameni stăteau și priveau de pe pasarelă, care și în acest moment reprezintă un potențial risc, pentru că vă reamintesc, practic, autocamionul, de fapt, bena autocamionului, în momentul în care a venit în acel moment și a rupt, practic, pasarela, care a căzut pe de-a lungul șoselei. Însă, dacă pica cu de-a totul pe orizontală, s-ar fi produs o tragedie. De asemenea, este un noroc faptul că nu se afla nimeni pe pasarelă în acel moment. Practic, pasarela era goală. Însă, după cum vedeți, două persoane internate în spital, de asemenea, o persoană moartă și șoferul autocamionului de 52 de ani a suferit câteva răni, însă acesta nu a vrut să rămână în spital, a refuzat internarea. Ar fi de spus că în acest moment se merge pe toate variantele. Ministerul Transporturilor desfășoară o anchetă, vrea să stabilească toate detaliile în care s-a produs acest accident. Vă reamintesc că era o pasarelă care nu avea cum să cadă acroșată de o benă de autocamion. Acestea sunt făcute durabile și de asemenea să reziste la intemperii, dar și la asemenea accidente. Vă reamintesc, este poziționată pe un drum extrem de circulat, drumul național 1, însă spuneau primii martori care au văzut accidentul că practic pasarela a fugit ca un fulg de pe acești despre acești stâlpi de susținere din Cimen. Ar mai fi de precizat că în acest moment Ludovic Orban s-a aflat la locul accidentului, s-a interesat când a fost construită această pasarelă, undeva în jurul anului 2003, așadar o pasarelă nouă pe drumul național 1. În câteva zile spunea Ludovic Orban că vom primi primele concluzii, ce s-a întâmplat, cine e vinovat și cine e vinovat, bineînțeles, să și plătească, pentru că vă reamintesc, trei persoane care treceau pur și simplu pe drumul național 1 au trăit spaima vieții lor, o pasarelă le-a plicat pur și simplu peste mașină.